În această seară aș vrea să intrăm într-un subiect care pare destul de perplex, cel puțin dacă judecăm aceasta după titlu, drept la apel. Dacă ar fi să ne mai dea Dumnezeu nouă tuturor celor prezenți șansa să începem viața de la început, câți dintre dumneavoastră ați dori să vă mai toarceți înapoi în timp și să trăiți altfel de cum ați trăit? Este o întrebare rațională sau face sens? Eu mi-aș dori să mă întorc în timp, sincer, să încep viața altfel, să nu mai fac greșelile pe care le-am făcut. Și totuși în această seară, deși nu ni se dă dreptul la o a doua viață, dar ni se dă dreptul la un apel. Și acest apel constă în faptul că Dumnezeu ne ajută să răscumpărăm ce? Timpul. Deci avem dreptul la a doua șansă, prin pocăință, prin întoarcere la Domnul Hristos. În Columbia am avut șansa să facem o lucrare misionară pentru copiii străzii. Am adunat în jur de 120 de copilași de pe stradă, le-am oferit mâncare, cazare, tot ce e necesar pentru un copil ca să se simtă bine într-o vacanță de vară. Și le-am prezentat o săptămână toate aceste lucruri despre iertare, despre dragoste, despre iubire, despre împăcarea cu Dumnezeu. Și după ce s-a terminat toată conferința, a fost surpriza surprizelor. Vine președintele de conferință și îmi povestește, zice, vreau să spun ceva, că ai vorbit totuși de iertare. Aveam 17 ani când tatăl meu, el fusese racolat de un grup de genul acesta infracțional care vindea droguri. Ajunsese într-o poziție destul de mare responsabilitate. Un alt grup, un alt cartel, a intrat în casă la noi în timp ce tata dormea și a descărcat un Kalashnikov, 42 sau 45 de cartușe, în tatăl meu, omorându-l pe tata în fața ochilor mei. Spunea fratele, care acum are, să zic, avea vreo 60 de ani, nu-l cunoșteam pe Dumnezeu la data aceea. Mi-am jurat în barba mea, cum spunea Eminescu în scrisoarea a treia, că mă voi răzbuna pentru sângele lui tata și îl voi căuta pe cel om să-l omor. Mi-a mai trebuit 17 ani să-l caut pe om. Și în loc să dau de criminalul tatălui meu, am dat de Domnul Hristos. M-am îmbăcat cu Domnul la cruce, simțămintele mi-au fost schimbate și după aia mi-a trebuit încă o vreme ca să dau de criminalul care ajunsese finalmente închisoare. Dar îmi spunea el, l-am întâlnit și am spus, te-am căutat 17 ani să te omor, te-am mai căutat 17 ani să spun că te-am iertat, că te iubesc și mă rog pentru tine. I s-a dat a doua șansă, un drept la apel unuia care omorâse tatăl. Pentru mine, fraților, a fost o experiență și o lovitură extraordinară, o palmă pe față. Da, nu-mi zâmbește nu știu cine, pa, nu mai vin la adunare că nu mi-a dat bună ziua corespunzător pe registru care știam eu că trebuie să... Putare. Și oamenii ăștia m-au învățat ce înseamnă cu adevărat iertarea. Să iubești și să ierți, să îmbrățișezi pe acela care... 34 de ani în urmă, l-a omorât pe tatăl tău în fața ochilor tăi. Acum, în această seară, aș vrea să spun că ne întâlnim cu un Dumnezeu care ne dă dreptul la apel. Noi am făcut greșeli, facem cu toți greșeli în viața noastră, dar Dumnezeu ne dă o șansă. Și vreau să debutez cu acest verset minunat, să se lase cel rău de calea lui și omul de legiui să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul, care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru, care ce face? Nu obosește iertând. Am avut șansa să țin o predică de genul ăsta în Statele Unite. Termenul nu e așa. În engleză spune că Dumnezeu iartă din abundență. He forgives abundantly. Asta este traducerea lui Tyndale. Și pentru prima oară am fost și eu bucuros că traducerea din limba română parcă sună mai acasă. Nu obosește iertând. Când spune că obosește, iartă din abundență, e ok, dar și abundența se termină. Dar când îți dă o iertare nelimitată, zice, nu obosește iertând. Deci cu
bucurie în această seară pornim la un traseu care este extrem de controversat prin natura informațională și totuși ținem în minte că nu contează ce am făcut, nu contează care sunt greșelile pe care am făcut în viața noastră, Dumnezeu ne dă un drept la apel. Toată lumea de acord? Amin. Mergem mai departe. Ei, acum, dreptul la apel are și el, sau dreptul la a doua șansă, are niște condiții și aș vrea să vă invit să citim această declarație din 2 Cronici, în capitolul 7. Dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și voi tămădui țara. Ce minunată declarație! Dar observați condițiile. Dumnezeu spune, dacă vii la mine cu atitudine smerită, eu te ascult din ceruri. Dacă vii și te rogi și cauți fața mea, îți iert păcatul. Dacă te pocăiești, adică rupi cu păgânătatea, oprești să mai faci păcatul, dacă te abați la căile rele, te și vindec. Ce te tămăduiesc. E un arhaism în limba română, nu? Tămăduire înseamnă vindecare, corect? Trebuie să avem o atitudine, o stare de spirit corespunzătoare când ne apropiem de Dumnezeu și nu ne apropiem de un coleg de școală cu care jucăm fotbal. Zice, dacă ne smerim, ne ascultă. Dacă ne rugăm, ne iartă. Dacă încheiem cu păcatul, ne și vindecă. Deci păcatul aduce boală, sunteți de acord? O declarație foarte interesantă de James Garfield. Adevărul te va face liber, dar mai întâi te va face să te simți mizerabil. Cine este acel adevăr care mă face pe mine să mă simt mizerabil? Domnul Hristos. Niciodată în prezența Domnului Hristos, noi ca oameni, luându-L pe El ca termen de comparație, nu vom ajunge la concluzia că am terminat cu pocăința, nu mai avem nimic de făcut și suntem, Domnule, suficient de sfinți ca să nu ne mai rugăm. Cu cât ne apropiem mai mult de Domnul Hristos, cu atât ne vedem mai cum? Mai mizerabili. Acceptarea adevărului, totuși, presupune identificarea rădăcirii. Ieremia are o declarație. Izraele, de te vei întoarce. Nu? Faci un apel. De te vei întoarce. Dacă te vei întoarce la mine, zice Domnul, dacă vei scoate urăciunile tale dinaintea mea, nu vei mai rătăci, adică să fii dus în rătăcire. Dacă vei jura, viu este Domnul, dacă juri pe inimă cu sinceritate, viu este Domnul cu adevăr, cu neprihănire, cu dreptate, atunci neamurile vor fi binecuvântate în tine și se vor făli cu tine. Adică ce spunea Iisus, traducem Ieremia 4, voi sunteți sarea pământului. Voi sunteți lumina lumii, o cetate care este pusă pe un deal înalt ca să-L vadă lumea. Neamurile se vor făli cu iubiții Domnului, așteptători adventiști ai Domnului Iisus. Ce minunată făgăduință! Avem drept la apel, dragii mei! De câțiva ani încoace, societatea e frământată rău de tot. Trecând în special din 2020 încoace, toată lumea a fost bulversată ca un stup plin cu albine. Planeta Pământ, 8 miliarde de oameni, dintr-o dată a fost închisă cu lacătul și într-un marș forțat, omenirea, umanitatea, țările, ca la o singură comandă. Cine o fi dat-o, o vedea noi mâine seară. Omenirea a fost supusă unui travaliu, ei îl numesc protocol. Un reper, prim reper, ca să intrăm în subiectul care este super greu de rumegat. Dacă vrei să știi cine vrea să stăpânească peste tine, observă pe cine n-ai voie să critici. Ce învățăm din experiența ultimilor ani? Nu numesc nici pandemie, unii o numesc plandemie, alții o numesc, cum vreți, criză mondială. Îi dăm așa un termen neutru în zona gri când nimeni nu se supără pe nimeni. Dar ce am învățat noi din acești ani? Hai să facem o trecere în revistă la ce s-a întâmplat. Societatea a fost luată prin surprindere când a venit pandemia, 2020. A fost toată lumea surprinsă, da sau nu? Da. Societatea, biserica, familia a fost polarizată. Oamenii au început să se împartă. Unul vedea într-un fel lucrurile, altul vedea în alt fel lucrurile. Panica, confuzia a fost aerul
respirat de majoritatea dintre noi. Canale mediatice și-au dovedit eficiența. Oamenii au fost forțați să accepte cu sau fără voia lor substanțe necunoscute în trupurile lor. Unii au luat, unii n-au luat. Codul de la Nuremberg a fost ignorat, cel care îți dădea voie ca să refuzi orice tratament medical împotriva voinței tale sau în deplină cunoștință de cauză. Convenția de la Oviedo a fost uitată de asemenea, oamenii au fost închiși în case, unii au pierdut locul de muncă, familii s-au dezbinat, biserica a fost polarizată, nu? Libertatea de gândire și exprimare au fost serios alterate, unii au suferit de afecțiuni serioase, spitalele au devenit centre de izolare, vinovatul nu se știe, originea bolii nu se știe, dar oportunitatea nu a fost irosită de cei care au fost interesați în a acapara mai multă putere. Și cei mai trist, prieteni, ce? Oamenii au murit. Știința a devenit un canon mai nou, principii generale stabilite au fost uitate. Imunitatea naturală de care se vorbea câțiva ani a fost trecută la index, banul, în engleză există o declarație, follow the money, ia-te după miros. În limba română ar fi o idiomă tradusă așa, follow the money. Dacă te iei după miros, dacă urmărești pe unde merge banul, știi cine e protagonistul la toată treaba asta. Banul a murdărit integritatea instituțiilor din nefericire. Credibilitatea autorităților a fost sever afectată. Isaia, pare mi se, în capitolul 5, dacă nu mă înșel, face o declarație de kilograme. Vai de cei ce trag după ei nelegiuirea, cu funile minciunii și păcatul cu șleaurile unei căruțe. Cam asta văd eu că s-a întâmplat în, mă rog, acești câțiva ani pe care i-am petrecut și i-am trecut prin criză și furtună. Arthur Schopenhauer spunea, toate adevărul sau tot adevărul trece prin trei etape. Prima dată e ridiculizat. În a doua fază, întâmpină o opoziție violentă, ca mai apoi să fie acceptat ca fiind evident sau acceptat de la sine. Cam așa s-a întâmplat. Cei care îndrăzneau să spună adevărul în pandemie erau catalogați ca oameni care sunt la limita nebuniei. Erai pur și simplu izolat din societate. Prima dată spuneam adevărul este ridiculizat, nu? Mulți au fost bașocoriți, opoziția a fost violentă, cenzură, eliminare din societate. Adevărul iese acum la suprafață și e acceptat în mod natural, așa cum spunea Schopenhauer. A început să se recunoască. William Osler este descris ca fiind părintele medicinii moderne și am rămas uimit când mi-am dat seama că omul ăsta pune în cârca celor îmbrăcați în alb o datorie, nu neapărat o meserie. Una dintre primele datorii ale unui medic este să educe masele să nu ia ce? Medicamente. Dacă dai mai multe pilule albe pentru boli negre, mai primești un BMW, mai o treabă, mai un stimulant. Asta e așa e la Sfinți, la noi acolo. Poate că la dumneavoastră sunteți o țară de sfinți, aici nu mai e nimic rău. Dar ideea este în sine foarte clară. Luigi Pirandello spunea, veți învăța pe cheltuiala dumneavoastră că în această viață veți întâlni mai multe măști decât fețe. Adică oamenii nu sunt ei înșiși. Și de aceea spune, blestemat este omul care se încrede în om. Undeva în istorie sunt câteva declarații contrariate. Unii spun că e, alții spun că nu e. Eu am și eu un document aici. Luați-l cum vreți, dar oricum declarația este undeva în secolul XVIII, este o anticipare a evenimentelor care aveau să se întâmple din punct de vedere profetic. Dacă nu punem libertatea medicală în Constituție, spunea cineva, va veni vremea când medicina va organiza o dictatură sub acoperire. A restricționa arta vindecării la o singură clasă de oameni și a nega privilegiile egale altora va constitui bastilia științei medicale. 1798. A fost deșteptă, la oricum s-ar numi el. Toate astfel de legi sunt neamericane și despotice, pentru că se adresa poporului american, și nu au loc într-o republică. Constituția acestei republici ar trebui să acorde privilegii speciale pentru libertatea medicală, precum și pentru libertatea
religioase. Dragii mei prieteni, în această seară vedem că au fost vizionari, oameni care s-au temut de Dumnezeu și au anticipat alterarea valorilor morale în societatea noastră. Câți dintre asta ați auzit de unul dintre cei mai buni medici adventiști? A avut un derapaj spiritual finalmente undeva în timpul marelui pionierat al bisericii noastre, Dr. Kellogg. Ați auzit de el? Dr. Kellogg. Dom'le, lăsăm la o parte elementele negative, totuși omul ăsta a avut niște calități enorme și un talent medical peste normal. Această metodă de combatere a bolilor cu boli este modul uman de a întâmpina boala, la fel cum luptăm împotriva focului cu focul. Dar Dumnezeu ne-a dat un adevăr care are în el puterea de a ridica un om deasupra puterii bolii. El ne-a dat principii de care, dacă ascultăm și urmăm, ne vom schimba corpurile astfel încât să nu fim nevoiți să fim, o spune Dumnealui, care va ridica corpul deasupra puterii bolii și deasupra puterii păcatului, căci păcatul și boala merg împreună. Drept la apel. Sunt foarte mulți oameni care, datorită unei vieți mai mult sau mai puțin coerente, s-au îmbolnăvit. Există o consecință, o legătură între ceea ce suntem și boala de care suferim. El ne-a dat principii de care, dacă ascultăm și urmăm, ne vom schimba corpurile astfel încât să nu fim nevoiți să fim așa. Matei ne spune că ați trecut printr-o pandemie, dar asta nu s-a terminat. Toate aceste lucruri nu sunt decât ce? Începutul durerilor, spune Dumnealui. Și mai spune Matei, atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ. Veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Adică, cum să fii tu și eu, noi la în seara asta, urâți de toate națiunile, că neamuri înseamnă națiuni, da? Veți fi, dumneavoastră din Câmpina, veți fi urâți de toate națiunile. Dar de ce? Pentru numele Domnului Hristos. Dar ce are, ce aveți dumneavoastră cu numele Domnului Hristos? Că și alții au numele Domnului Hristos. Ce, numai noi aici, în bisericuța asta, spunem de numele? Nu? Noi ne rugăm ca Domnul Hristos să vină. Numele Lui e pe buzele noastre. Vino, Doamne Iisuse! Acest mesaj advent deranjează. Dar dacă nu zicem vino, Doamne Iisuse, noi am smuls din Evanghelie inima acesteia, iar inima este speranța și speranța este promisiunea Domnului Hristos. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi fost așa, v-aș fi spus, iată că vin să mă duc să vă pregătesc un loc și mă întorc acasă și vă iau cu mine. Asta este speranța adventă, asta este ceea ce face diferența între pronunțarea numelui de Domnul Hristos în seara asta aici, cu dorință, cu pasiune, vrem să mergem acasă și maniera în care oamenii spun Hristos a înviat sau adevărat a înviat sau cum avem noi tradițiile în popor. E o diferență. Deci oamenii ne vor râ că vor spune, că vom spune, când ei spun Hristos a înviat, noi mergem un pas teologic mai departe și spunem adevărat a înviat, dar vino Doamne Iisuse în împărăția ta. Aia e problema. De-aia vor să ne omoare după aceea. Asta este escatologia lui Matei. Și zice, după ce vor încerca să ne omoare, spune, atunci mulți vor cădea și se vor vinde unii pe alții, se vor urî unii pe alții. Fraților, nu știu dacă e un proces mai dureros decât chestia asta. În familie, în biserică, în societate. Asta va fi un fenomen real. Există o obsesie în poporul nostru, legea duminicală. Ați auzit de această expresie? Vine, vine, vine și nu mai vine. Înlocuirea legii lui Dumnezeu în favoarea legilor oamenilor, exaltarea doar prin autoritate umană a acestei zile în locul sabatului biblic, este ce este? Ultimul act al dramei. Și aici mă opresc. Stai puțin, noi ne uităm la sfârșit. Testul cel mare, decretul ăla de care vorbim, a devenit o pasiune pentru noi. Dar ăla e ultimul examen. Dar această persoană spune că legea aceasta de instaurare sau implementare unei zile de odină este ultimul act al dramei. Care e primul? Că ăsta zice că e ultimul. Deci până la ultimul act al dramei, nu implementarea acestei zile, vor mai fi alte examene. Pandemia a fost un examen. Oamenii și-au dovedit
credința, mă rog, și-au dovedit consacrarea, oamenii au reacționat, unii de frică, alții datorită unei atitudini dezechilibrate, alții au avut balanță în comportare, alții au fost prudenți, alții s-au închis în casă, alții au mers pe stradă, alții au avut sau n-au avut ceva pe față. Ideea în sine este că noi dăm un examen în fiecare zi. Să nu vă înșele cineva, vor fi frământări sociale, războaie și vești de războaie, cutremure, foamete, nu? Foamete, colaps economic, pandemii, persecuție și trădare. Cam așa traduc eu câteva elemente din cartea lui Matei. Când aceasta, adică decretul acela de care vorbim noi, înlocuiește sau devine universal, când această înlocuire devine universală, Dumnezeu se va releva pe sine. El va ridica în măreția sa, se va ridica în măreția sa pentru a zgudui teribil pământul. Dragii mei prieteni, suntem chiar acolo, vă spun. Când sub influența acestei triple uniuni țara noastră, spune Pana Inspirată, va repudia fiecare principiu al Constituției, a Constituției sale, de guvern protestant, ce atunci va exista o apostazie națională care va sfârși în ruina națională. O spunea cu cel puțin 150 de ani în urmă un autor care spuneam că după Biblie este cel mai tradus autor de carte din toată lumea și din toată istoria lumii. Când va ajunge la schimbarea fiecărui principiu din Constituția Americană, atunci va exista o apostazie acolo, peste ocean, care va aduce cu sine ruina națională a acelei națiuni. Și vreau să vă întreb, când se prăbușește America cea liberă, se prăbușește și planeta sau nu? Eu zic că da. Vreau să vă invit să citesc același lucru într-un limbaj diferit din perspectiva fostului președinte Roosevelt, care spunea, învățătura Bibliei este atât de strâns legată de viața noastră rezidențială, ca american, nu? Viața noastră socială, încât este imposibil să ne imaginăm viața noastră fără această învățătură, adică învățătura Cuvântului Lui Dumnezeu. Dacă ar fi să ne lepădăm de Biblie, ne vom pierde toată temelia pe care noi am construit și am clădit, nu? Valori. Banii își vor pierde în curând valoarea și foarte brusc, când realitatea scenelor cerești se deschide înaintea simțurilor omului, se întâmplă ceva. Am primit vestea, cea mai tare bancă din San Francisco, California, are un venit economic de 55 de trilioane, cea mai puternică economie. Este a cincea economie a lumii, California singură din cele 50 de state ale Statelor Unite, vă dați seama. Și acolo s-a auzit la televizor că o bancă din San Francisco a colapsat. Acum a mai colapsat una în New York. Ce se întâmplă cu banii? Când se întâmplă asta cu băncile? Oamenii ajung săraci, adică noi. Mulți bani au fost investiți în ferme, cumpărate cu credite și cu moștenire împreună sau moștenite împreună cu ipoteci. Locatarii au trăit cu speranța că vor deveni într-o bună zi proprietari de drept și s-ar putut întâmpla aceasta dacă băncile nu ar fi dat faliment în întreaga țară. Dragii mei, 1890, aproape începutul secolului 19, declarații tari de tot. Sărăcia vine peste această lume și va fi o vreme de strâmtorare așa cum n-a mai fost de când e lumea. Vor fi războaie și ce? Vești! Mai fraților, eu nu știu cum e, nu știu dacă aveți timp să uitați la televizor, că e, ce-i, CNN, Antenă, ce aveți dumneavoastră pe aici, ce mai televiziunea română, mă rog, câte ori fi din asta. Băi, dar numai de vești de război ne dă, domnule. Vor fi războaie, nimeni nu contestă că ce se întâmplă la nord de noi nu este o realitate, ferească Tatăl Ceresc, nici nu vrei să fii. Am fost în Ucraina și am fost și în Rusia și... Dom'le, sunt frați... Sunt frați, mai. În Ucraina nici nu au Biblie în limba ucraineană, nu există Biblie în limba ucraineană, este Biblie în limba rusă. Traducătoarea pe care o aveam din limba engleză în asta vorbea ucrainiană, ea traducea în limba rusă. Sunt frați. Doi oameni beau vodka și pun să se omoare între ei oameni care nu s-au cunoscut niciodată. Și ce să-i omor, mă, pe oamenii ăia care nu știu? Zice, veți auzi vești de războaie, războaie și vești de războaie. Este un medicament care ni se dă o sistematică ca să ne fie frică. Atunci când ne frică, nu mai gândim. Fețele oamenilor vor păli.
Poate că va trebui să îndurați durerea, uneori poate veți suferi de foame, dar ce spune promisiunea? Drept la apel. Dar Dumnezeu nu vă va părăsi în suferința voastră, El vă va doar încerca credința. Deci avem promisiuni de la Tatăl nostru din ceruri că în momentele alea de foame, de criză, de cutare, Domnul va avea grijă de noi. Amin? Avem un Dumnezeu atât de frumos, atât de minunat, care ne dă putere și ne dă încurajare. Răspândirea pe scară globală a acelorași învățături care au adus la Revoluția franceză. Ce e aia, domnule, învățături care au dus la Revoluția franceză? Zice, răspândirea pe scară globală a acelorași învățături care a dus la Revoluția franceză, toate acestea au tendința de a implica întreaga lume într-o luptă, adică o luptă globală. Nu auziți la televizor tot timpul global, global, totul să fie global, nu mai e țară, nu mai e cultură, nu mai e limbă, totul să fie global. Uitați-vă la asta, e chiar din Franța l-am luat, din Franța. El se căsătorește cu el însuși. Jumate este bărbat, jumate femeie, s-a îmbrăcat așa. Dom'le, n-a nebunit lumea? Asta era una din, dacă vă duceți în istorie și citiți toate arhivele, ce făcea, ce dezmăț era în Franța, ce imoralitate și desfrâu în timpul acela, care a pus bazele ateismului și a dat jos, a dat de pământ cu Evul Mediu. Ne-am săturat de religie din asta. Dacă Dumnezeu arată ca ăla de la Roma, n-avem nevoie de niciun Dumnezeu. Și atunci, hai, dă-i cu maimuța la vale și trăiește așa. Deci astea, învățăturile astea antemergătoare Revoluției franceze încep să apară și astăzi. N-ai voie să spui nimic despre nenea asta. Mai este o declarație. Copiii zbiară la tine. Crezi că îți plătește ăsta pensia, mă frate? Îți dă un pahar de apă la bătrânețe, un copil ăsta care zbiară la tine și mai nu ne înjură. O nouă generație. Să ne plătească ăștia pensia? Asta este viitorul. Asta este învățăturile din Revoluția franceză, înainte de Revoluția franceză. Cine ne mai dă un pahar cu apă? Că ăștia sunt tinerii care trebuie să aibă grijă de sistemul social de mâine. Astea învățături teribile, dar mai este o altă problemă cu învățătura franceză, înainte din Revoluția franceză, o societate unică, globală. Dom'le, toată lumea la grămadă, o planetă, un popor, ce bine și frumos. Undeva în 1990 ieșea din Imprimatorum o carte numită The Keys of This Blood, Cheile acestui sânge, ați am auzit de ea, nu e nicio problemă. Malachy Martin făcea o declarație în această carte, dom'le, toată lupta care se dă este pentru ce supremație, din nou, globală. Da, toată lumea vrea... și aici intervine eminența de la Vatican, care se luptă pe de-o parte cu comunismul lui Gorbaciov și după aceea cu cine? Cu capitalismul occidental, Europa, America și așa mai departe. Asta s-a și întâmplat, e aproape să câștige toată bătălia asta și globalizarea merge înainte, turnul Babel se construiește pentru câtă vreme va îngădui Dumnezeu. Așa că, tată, tot la cărți ajungem. Ascultați-mă pe mine. Eu știu că trăim într-o eră digitală, dar e bine să avem Biblia noastră gălbejită și să o subliniem acolo și să o facem din ea ca un jurnal. Cu asta trăim, cu asta dormim și cu asta murim, cu Scriptura. Ați auzit de Rockefeller, mulți sunt din ăștia obsedați de teoria conspirațiilor, vă vezi, numai din asta, în asta dormă. Nu mă hrănesc cu așa ceva, mă hrănesc cu Domnul Hristos. Totuși, niște declarații gura păcătosului ce face? Adevăr greșit, așa spune proverbul? Spuneți-mi, proverbele românești populare, au ele credibilitate? Sunt ok sau nu? Ziceți dumneavoastră că gura păcătosului adevăr greșit? Da sau nu? Păi, mă gândesc că și Eminescu a fost un păcătos, zice, papa cu ale sale trei coroane puse una peste alta, cavaler din amată. Dar de unde știe Eminescu că are papa trei coroane? O mai fi citit el și el în istorie ceva, nu? Că doar n-a scris poezia a treia, scrisoarea a treia, despre a treia coroană, a întâia coroană, a doua coroană lui papa. Ce papa cu ale sale trei coroane? Deci, gura păcătosului adevăr crește și aici domnul ăsta și-a scris o carte care a vândut-o bestseller, a fost cartea Memoirs. Ce spune nenea Rockefeller? Zice, bă, băieți, unii chiar cred că facem parte, adică eu și familia mea, dintr-o cabală secretă care lucrează împotriva intereselor Statelor Unite. Deci era trădător de țară, asta spune. Caracterizându-mă pe mine și familia mea ca globaliști sau internaționaliști.
Ce spune el despre asta? Și de a conspira, eu conspir cu alții, sunt suspectat că conspir cu alții din întreaga lume pentru a construi o structură politică și economică, din nou obsesia, globală, integrată, o singură lume, dacă vreți. Și ce spune el? Da, lumea bârfește despre mine treaba asta. Hai să vă spun ce gândesc eu despre mine. Dacă aceasta este acuzația, sunt vinovat și sunt mândru de asta. De ce spune nenea asta? Da, domne, ăia cu teoria conspirației nu sunt nebuni. Eu sunt vinovat de această acuzație. Și nu numai că sunt vinovat că am conspirat împotriva societății americane bazate pe Biblie, ca să o răstorn, dar sunt și mândru de promovarea valorilor globaliste pe care eu le am. O altă personalitate, fost secretar de stat, Henry Kissinger, în cartea lui, o am și pasta, unitatea religioasă se fracturase odată cu supraviețuirea și răspândirea protestantismului. Era interesat într-un fenomen care nu avusese loc. Zice, unitatea religioasă, asta vrea el, să se unească toate religiile. Frumos! Dar nu s-a putut. De ce? Unitatea religioasă s-a fracturat. Dar de ce s-a fracturat? Păi odată cu supraviețuirea și răspândirea protestantismului. Deci cum adică supraviețuirea protestantismului? Păi sigur, protestanții care credeau în Scriptură au supraviețuit Inchiziției, au fugit în America și au făcut o America frumoasă și liberă pentru toată lumea. Și ăsta zice, băi, ne-au scăpat ca printre degete. Și uite, din cauza la protestanții ăștia care cred în Biblie, n-avem unitate religioasă, dragă. Și ce mai spune el? Reforma protestantă a distrus conceptul de ordine mondială. Aoleu, reforma protestantă. Ce e aia reformă protestantă? Eram în orașul Cincinnati, în America, și au și un aeroport. Și m-au pus în aeroport acolo și așteptam vreo 2 ore și încep să omor timpul vorbind cu cetățeanul de lângă mine. Bună ziua, bună ziua, ce faceți, cum, cu tare? Nu vă supărați, nu cunosc, sunt străin. Care este istoria orașului dumneavoastră? De ce se numește orașul dumneavoastră Cincinnati? Ala zice, nu știu. Păi nu știți cine a fost Cincinnati? Nu știu. Dar zic, ce credință, ceva, religie? Da, sunt protestant. Protestant, ce frumos. Și ce protestați? Așa mult, mama, tata, nu știu, domnule, de alea astea cu religia. Atât sunt protestant. Pe unde să vă? Pe hârtie. Observați? El era protestant, dar n-avea protest, n-avea mesaj. Sunt foarte mulți creștini care sunt creștini, dar n-au mesaj. Și am explicat istoria lui Lucius Quintus Cincinnatus, care a fost un fermier în timpul acelei cetăți Latium, înainte de apariția Imperiului. Știți că Imperiul Roman, înainte de creere, a fost o singură provincie, Latium. Și au venit sabaienii și alte triburi nelea de sălbatici să-i omoare pe ăștia. Și Senatus Populus Caeae Romanus, Senatul și poporul Romei, l-a chemat pe Lucius Quintus Cincinnatus ca fermier să fie conducătorul armatei din Latium să se apere de ăștia. I-a dat sceptrul roman ca semn al autorității, s-a dus ăsta, i-a bătut pe toți acolo, s-a întors înapoi, a salvat provincia Latium, care avea să fie mai târziu să se dezvolte într-un imperiu. Când a venit înapoi, bineînțeles că a fost primit de uralele acestui conglomerat de oameni, de lideri ai Romei, și a zis, nu, de acum înainte noi te vrem să fii dictator pe viață, când ne-ai eliberat, ne-ai câștigat războiul și nu te mai întoarce la fermă și la plug, păstrează sceptrul care este simbolul puterii mulțimii. Iar Lucius Quintus Cincinnatus zice, nu, acest sceptru al puterii trebuie să meargă înapoi la popor. Eu mă duc înapoi la ferma mea. Bă, frate, bă! Unde mai întâlnești oameni ca ăștia astăzi? Și povesteam istoria lui frățiorul, prietenul ăsta, lui colegul, ce vrei să-i zici, lui cetățeanul de lângă mine, și zic, de aia orașul dumneavoastră se cheamă Cincinnati. Wow, ce istorie glorioasă se află în spatele orașului meu, Cincinnati. Deci, prieteni, asta este problema. Reforma protestantă a distrus conceptul de ordine mondială, adică sola fide, nu sola scriptura, numai scriptura, numai harul, numai toate, că le spunea Luther acolo pe toate. Dom'le, protestantismul lua doar scriptura. E, însă, odată cu vremea,
protestantismul și-a pierdut puterea și a diluat mesajul până când n-a mai avut niciun protest împotriva nimănui. Și el, domnul Henry Kissinger, știe istorie și zice, reforma protestantă, adică pocăiții, fraților, ăștia au distrus conceptul de nouă ordine mondială. Păi de ce? Pentru că ei ni citesc Geneza 11, că nu se poate, domne, cu babă, turnul babe să nu se prăbușească. El știe foarte clar că Biblia și protestantismul biblic se opune unui concept de dictatură mondială. Și atunci spune el, reforma protestantă a distrus conceptul de nouă ordine mondială susținută de cele două ce? Două săbii. Papalitatea, recunoaște dumnealui, și imperiul. Aceste două declarații sunt magice, ultimele două expresii, pentru că reprezintă fiara din tâi și fiara a doua. Apocalips 13 ar trebui să fie pe mesele noastre, 2 ore de Apocalips, studiu pe zi, rugăciune și 2 minute de Facebook, da. Greu. Greu să inversăm prioritățile în viața noastră. Papalitatea și imperiu. Lucream în Los Angeles ca pastor și dintr-o dată mă trezesc la biserică cu un cetățean pensionar, înalt, puternic. Venit cu soția lui la adunare, am stat împreună la un lunch, la o masă, aveam în fiecare sabat mâncare pentru vizitatori, prieteni. Și îmi mărturisește omul că a fost capelan pe un submarin nuclear. Nu știu din astea, că eu nu-s politică, n-am fost niciodată niciun partid, n-am votat cu nimeni, am votat cu Domnul Iisus o singură dată pentru totdeauna. Dar îmi spune el așa, zice, băi, noi în armată nu spunem Statele Unite, noi spunem The Empire, Imperiul. Cele două săbii care lucrează împreună, Apocalips 13, de la versetul 1 la versetul 10, avem descrierea primei instituții, papalitatea, nu? Pe urmă, de la versetul 11-12 încolo, avem a doua instituție care se cheamă cum? Imperiu. Deci gura păcătosului adevăr grăiește. Dragii mei prieteni, astea sunt realități și slavă lui Dumnezeu că încă mai suntem liberi să mai spunem adevărul, încă puțin. Deci în 1953, pentru ce scrie omul ăsta, Bertrand Russell, a primit premiul Nobel. Să vedeți pentru ce primesc oamenii premiul Nobel, prieteni, și în ce lume și în ce societate trăim. Concluzia mea, spunea dumnealui, este că o societate științifică, adică World Health Organization, OMS, Organizația Mondială a Sănătății, asta spunea el în 1953, noi vrem ca o societate științifică să pună mâna pe puterea lumii. Și uite ce spune nenea. Concluzia mea este că o societate științifică poate fi stabilită în anumite condiții. Primul este un singur guvern al lumii întregi. Obsesia lui Rockefeller, obsesia tuturor. Și un monopol al forței armate și așa mai departe, prin urmare, este capabil să pună în aplicație pace. Frumos! Când tehnica va fi perfecționată, fiecare autoritate a lumii, așa mai departe, care a fost responsabil de educația pentru o generație, va putea să-și controleze subiecții fără probleme, fără a mai avea nevoie de armată și poliție, adică i-a spălat pe creier. Dieta, injecții, vaccinuri și ordonanțe. Ordonanța de guvern, nu ordonanța, în 1953 spunea treaba asta. Ca să se întâmple 2020-2021, în noaptea minții. Și pentru asta a primit premiul Nobel. Dietă, injecții și ordonanțe se vor combina de la o vârstă foarte fragedă pentru a produce genul de caracter și genul de convingeri pe care autoritățile le consideră de dorit, în timp ce orice formă de critică serioasă la adresa puterilor existente, nu? Va deveni o perspectivă psihologică. Adică, bă, dacă chiar mai trăiește unul prin trei, îl facem nebun. Adică trebuie să te duci la spital. Propaganda educațională, atenție, este o diferență între educație biblică și propaganda educațională. Cu ajutorul acestor autorități ar putea ajunge la un rezultat într-o generație. Există două, din nou, și ăștia se împiedică de același lucru care spunea Henry Kissinger. Există totuși două forțe puternice care se opun unui astfel de, politici sau ideologii, cum vreți să o numiți. Este ce? Religia și patriotismul, el spunea naționalismul. Deci, prieteni, eu zic că suntem exact conform evenimentelor scripturistice, exact în mijlocul Apocalipsei 13 la ora actuală. Sincer,
până să se dea decretul ăla de care tot vorbim, ăla e ultimul act al dramei, spune inspirația. Dar până atunci mai avem teste. Și Dumnezeu ne dă șansa să apelăm dacă am căzut la primul test. Declarație. Ceea ce noi numim teroriști în America sunt de fapt grupări de oameni care resping sistemul global sau sistemul internațional. Deci dacă dumneavoastră sunteți împotriva creierii unui nou Babilon, cum e la Bruxelles, la Brussels, da? Ai acolo turnul ăla, clădirea de turn Babel, neterminat. Deci dacă ești împotriva turnului Babel care vor să creeze oamenii, prin definiție ești numit cum? O zice el, nu eu. Dacă Domnul nu ar veni curând să-i distrugă puterea celui rău, nu? Că e în contextul ăsta. Pământul ar fi în curând ce? Depopulat. Deci asta se întâmplă. Dacă Domnul n-ar interveni ca să distrugă puterea celui care distruge pământul, în curând pământul ar fi depopulat. Și ideea este că îi dă masca jos lui diavolul. În timp ce se arată copiilor, oamenilor, ca un mare medic care le poate vindeca toate bolile, el va aduce boli și dezastre până când orașele populate vor fi reduse la ruine și pustiite. Chiar acum el face această lucrare. Ați auzit de Alexandru Macedon, care a fost una dintre cele mai proeminente minți militare? A stat în fața lui Darius, 1.000.000 și ceva de soldați, cu 26.000 de soldați, mai mult sau mai puțin, și a câștigat o biruință. Un soldat a dezertat și a aflat Alexandru cel Mare că acest soldat îi poartă numele. Îl cheamă tot Alexandru. Poate că ați mai auzit istoria, da? Repetiția e mama învățătorii. Și l-au adus înapoi, tremura soldățelul în fața marelui general. Cum te cheamă, soldat? Și îl spune... Alexandru, înălțimea dumneavoastră, sau Your Highness, cum se zice. Cum ai zis că te cheamă? Și ăsta, când a văzut că l-a întrebat a doua oară, zice, Alexandru, înălțimea dumneavoastră. Te mai întreb o dată, cum te cheamă? Alexandru. De-abia și-a mai putut pronunța numele. Cum a Alexandru generalul se uită la soldat și spune... Soldatule, schimbă-ți numele sau schimbă-ți caracterul. Dacă ești un Alexandru, luptă ca un Alexandru, trăiește ca un Alexandru, zâmbește ca un Alexandru, ai curaj ca un Alexandru, schimbă-ți numele sau schimbă-ți caracterul. Cum se aplică asta în viața noastră, ce ziceți? Care ți-e numele, vine Iisus, la urmașii lui? Nu, mi-o, mă ia pe mine. Care ți-e numele, Liviu? Eu sunt urmașul tău, urmașul lui Hristos. Care este numele? Urmașul tău, al lui Hristos. Și Domnul finalmente îmi spune mie, Liviu, schimbă-ți caracterul sau schimbă-ți numele. Dacă ești creștin... Trăiește ca Hristos, crede ca Hristos, iubește ca Hristos, rabdă ca Hristos, ai curaj ca Hristos, propovăduiește Evanghelia ca Hristos, mor ca Hristos, învie ca Hristos, bucură-te de veșnicie ca Hristos. Schimbă-ți numele sau schimbă-ți caracterul. Am o declarație de final. Tot Pana Inspirată spune în That I May Know Him, ca să-L cunosc pe El. Este o carte frumoasă pe care am citit-o de anii de boală. Revelația Harului Său în umanitate este o dovadă a puterii adevărului. Cei care mărturisesc că-L urmează pe Hristos și totuși nu dau pe față acest har, adică acest caracter, trebuie să știe că profesiunea lor de credință este o fraudă. Este, ce să zic, rugăciunea mea fierbinte pentru această seară. Aș vrea să concluzionez cu o evanghelie falsă pe care oamenii o iubesc, și o evanghelie adevărată. Știți, evanghelia falsă spune că dacă vii la Domnul, vei avea pace și nu vei avea durere. Vei avea bucurie fără întristare. Vei avea soare fără ploaie. Dar în realitate asta e o minciună. Dacă vii la Domnul, vei avea putere doar pentru zi, har pentru încercări și lumină care să ne lumineze cărarea.
asta este adevărata Evanghelie. Putere pentru zi, har în încercări și lumină care să ne lumineze calea. Este Domnul Iisus Hristos care ți-a promis că te iartă și îți dă dreptul la apel. Iubitule Tată din ceruri, venim să-ți mulțumim în această seară pentru că ne-ai ajutat să înțelegem solemnitatea timpurilor în care trăim. Oh, Tată, au trecut atâția ani peste noi. Ne simțim că te-am trădat. Simțim că ți-am întors de multe ori spatele. Simțim că n-am fost acolo, lângă steag. Acum, în această seară, îți cerem iertare. Suntem în vale, Doamne. Și steagul lui Emanuel, pe care trebuia să-l avem noi în mână, e pe deal, e în vârf. Golia strigă la noi. Ne îngrozim. N-avem putere să urcăm dealul decât târâși pe genunchi și am vrea în această seară să ne schimb caracterul, ca să putem umbla cu bucurie și cu sinceritate sub umbrela numelui lui Hristos, care nu este o fraudă. Ne-am săturat să fim sau să trăim sau să vorbim ca niște impostori, dar vrem în această seară să ne vindem pe noi ție. Dă-ne alifie pentru ochi, să citim și să înțelegem ce citim. Dă-ne credința care prin încercările care vin peste noi ca o binecuvântare să fie o credință de aur curățit în care tu te uiți și nu vezi chipul nostru, dar te vezi pe tine. Mai e ceva ce noi nu putem cumpăra. Dă-ne haina atât de frumoasă, haina albă pentru care soldații au tras la sorți, haina aceea curată a dreptății Domnului Hristos. Tăcuți și muți, ne rugăm pentru cei pe care iubim, pentru copiii noștri, pentru partenerii noștri de viață, soți, soții, pentru bunicuții noștri, pentru frățiorii noștri în vârstă din biserica din Câmpina de aici și nu numai. Ne rugăm pentru poporul tău hăituit și obosit de luptă. Doamne, fă tu să răsară dimineața în inima noastră și în sufletul nostru, pentru că vrem să fim acasă, vrem să fim gata să murim sau să trăim pentru tine, purtând numele lui Hristos, având caracterul lui Hristos.